fost scris direct a oficiului de la Chișinău, a Fondului de Solidaritate, voi modera această întrunire de azi. Și de asemenea voi înlocui președintele care va veni în Moldova pentru a fi prezent la întrunirea de azi. Mă bucur să vă văd pe toți dumneavoastră. Voi vorbi mai târziu, mai mult, acum dau cuvântul Ministrului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, domnul Adrian Nefros. Dragi parteneri, doamnelor și domnilor, în primul rând îi dorim sănătoșire grafică președintelui Fundației și îl așteptăm la masa de negocieri și să privim planurile noastre de viitor în perspectivă și să le realizăm așa cum ne-am propus în termenii care sunt stabiliți. Este o onoare pentru mine să particip astăzi la lansarea proiectului strategic EU for Moldova, reziliență, stat sigur, comunități rezistente. Un proiect care abordează holistic consolidarea capacităților și rezilienții țării noastre, plecând de la instituțiile de securitate națională și ajungând până la comunitățile locale, administrații, societate civilă și grupuri vulnerabile de cetățeni. Proiectul care consolidează infrastructura critică și sistemul de securitate națională, dar care ajunge să intervină și în revitalizarea urbană a 5 orașe și 5 sate din țara noastră. Spre exemplu, EU for Moldova intervine direct la îmbunătățirea vieții la sat prin implementarea conceptului satul inteligent, în care vor fi construite panouri fotovoltaice în 5 sate, care duc la scăderea facturilor prin creșterea eficienței costurilor și optimizarea resurselor energetice. Abordarea strategică a serviciului pentru instrumente de politică externă a Comisiei Europene și a Fondului de Solidaritate polonez aduce în aceeași dimensiuni o calitate a vieții mai bună pentru cetățenii noștri, precum și servicii mai bune pentru ei, prin consolidarea serviciilor de calitate pe care ne le propunem să le oferim instituțiilor și cetățenilor noștri. Așa că până la finele lui noiembrie, datorită acestui suport, vom putea să vedem cetățenii noștri mai conștienți de beneficiile oferite de Uniunea Europeană și de valorile pe care trebuie să le protejăm împreună pentru viitorul nostru. Cu o cultură de securitate consolidată și cu instituții reziliente, vom reuși mai repede să devenim mai performanți și mai buni în protejarea valorilor noastre naționale. Astfel, EU for Moldova aduce activități în care vom fi implicați cu toții, practic toate instituțiile din Republica Moldova, și aici mă refer la angajați ai statului, organizații neguvernamentale, administrații locale, cetățeni de rând și oameni din grupurile vulnerabile. Toți împreună vom învăța ce este profesionalismul, voluntariatul proactiv, ajutorul de comunitate și sprijin rapid pentru cei aflați la nevoie și au nevoie de acel suport comunitar. Prezint cu emoții acest proiect, deoarece sunt mulțumit că Uniunea Europeană ne unește la acest proiect de asistență, ca să devenim mai buni și să avem o viață așa cum o au toți cetățenii europeni. Ca să înțelegem ce aduce acest proiect, vă propun să vizualizăm sau să vă comunic care sunt intențiile noastre prin acest proiect, și anume vor fi 35 de stații de pompieri vor fi dotate cu sisteme avansate de comunicații, vor fi construite 10 stații de stingere a incendiilor, 12 întreprinderi municipale vor fi dotate cu panouri solare, 5 orașe vor beneficia de proiecte de revitalizare urbană,
5 sate la care m-am referit și anterior vor intra în proiectul Satul Inteligent, astfel vor avea parcuri fotovoltaice, iar energia electrică va costa mult mai ieftin. Instituțiile statului vor fi dotate cu peste 350 de seturi de echipamente necesare performanței. Cât despre afacerile interne, vă prezint intervențiile de suport cu care vine acest proiect, și anume să creștem reziliența statului, să protejăm cât mai bine infrastructura critică și să avem grijă de oamenii țării noastre. Astfel, în finalul suportului oferit de acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne va avea unități de reacție rapidă, competente și echipate pentru a asigura un răspuns imediat și profesionist la amenințările și atacurile împotriva infrastructurii critice. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va avea echipamente specializate pentru îmbunătățirea mobilității de răspuns la urgență. Capacitățile analitice ale sistemului vor fi dezvoltate. Astfel va fi creat modelul de analiză penală strategică privind amenințările legate de crima organizată. Vom dezvolta sistemul inteligent pentru colectarea, schimbul și analiza datelor și informațiilor operative prin modernizarea sistemului de management operațional la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Evident, adaptat la provocările contemporane. Acest lucru va determina eficacitatea în procesele operaționale Ministerului Afacerilor Interne prin digitalizarea acestora, dezvoltarea unui sistem viabil de interoperabilitate între subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, adaptat la provocările cotidiene. Consolidarea capacităților personalului Ministerului Afacerilor Interne în domeniul managementului crizelor. Consolidarea capacităților de analiză a riscurilor în cadrul Ministerului, un sistem consolidat și adaptat modelului comunitar. Totodată, EU4Moldova va uni structurile de securitate din țara noastră într-o platformă unică de schimb de informații, care va scurta mult din timpul oferit pentru decizii și pentru reacție în caz de provocări. Îmi exprim respectul pentru partenerii noștri europeni, pentru că sunt mereu alături de noi și ne sprijină să devenim mai buni, mai performanți în serviciu cetățeanului. Mulțumesc pentru acest lucru, mulțumesc tuturor și Ministerul Afacerilor Interne că beneficiarul acestui proiect, unul din beneficiarii acestui proiect, rămâne deschis pentru o colaborare de viitor, astfel încât să demonstrăm că prin unitatea noastră de efort putem realiza lucruri mari în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc! Ministru, într-adevăr, ministerul va fi partenerul principal în implementarea acestui proiect și noi toți sperăm că anticipările dumneavoastră vor fi îndeplinite. Acum dau cuvântul domnului Peter Wagner, directorul serviciului de instrumente politici pentru străinătatea Comisiei Europene. Domnul ambasador, domnul ministru, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor, sunt foarte mulțumit să fiu aici. Deja am vorbit bilateral cu ministru și noi azi avem încă ceva, avem un moment foarte tangibil prin care demonstrăm că cooperarea UE-Moldova nu este doar la nivelul cel mai înalt, dar de asemenea oferă asemenea produse tangibile ca niciodată înainte. De aceea sper că acest proiect în următoarele săptămâni și luni va arăta aceasta. Vom avea legături mai îndeaproape, deoarece Moldova continuă pe calea aderării, luând în considerație 33 de ani de la independență, și noi putem doar să vă încurajăm și să confirmăm că vom fi alături și alături de dumneavoastră, de poporul dumneavoastră,
Și de asemenea în iunie vom avea, am avut alt salon, s-au făcut deja multe progrese, dar provocările nu se diminuează. Aveți războiul la frontieră și acesta are impactul cel mai vizibil în cele 18-20 de luni de război, dar mai aveți și criza energetică și mi-aduc aminte când am luat legătură prima dată cu instrumentele de politici de criza Uniunii Europene, discutam anume aceste probleme, criza era într-un fel, era un doiel. Deci, domnul ministru, acum vă confruntați cu dezinformare, atacuri cibernetice, interferențe străine, dar ați menționat și crima organizată, pentru că o mulțime din instrumentele de dezinformare sunt de asemenea accesibile pentru criminali care afectează societatea noastră și de asemenea autoritățile de drept. Însă cu toate acestea, Moldova, dar și democrația, societățile deschise sunt atacate și noi sperăm că instrumentul pe care îl lansăm azi va ajuta Moldovei în această luptă împotriva interferenței. Reziliența este un cuvânt pe care l-am folosit mai mult ultimele 18-20 de luni. Reziliența este ceva ce trebuie să construim ca societate împreună și ca UE. Dar, de asemenea, a trebuit să luptăm și cu diferite atacuri sau fronturi de informații și altele. Deci, am lucrat împreună autoritățile naționale din țările respective, dar și peste frontiere. Avem nevoie să lucrăm și la capitolul securității naționale. Pentru noi aceasta înseamnă că trebuie să începem cu comunitățile locale, să vedem unde se construiește societatea. Acolo deja există unele elemente de reziliență, vorbim de abordarea, că nu doar poliția sau militarii, dar fiecare persoană să fie implicată. De aceea trebuie să construim aceste capacități. Am fost în dimineața aceasta despre alt eveniment care se axează pe dezinformare, dar acum chiar vom face ceva să abordăm aceasta și nu doar Ministerul Afacerilor Interne, dar și alte ministere vor ajuta pentru a construi această reziliență, dar de asemenea, cum am spus la început, să arătăm oamenilor că fiecare comunitate să puteți oferi sprijin. Doresc lucrări productive evenimentului de azi și de asemenea implementare reușită a programului. Mulțumesc! Mulțumesc, domn director, pentru că ați pus scena pentru discuție. Acum domnul Tomasz Kopste, ambasadorul Poloniei în Moldova, are cuvântul. Mulțumesc! Domnul ministru, domnul Wagner, domnilor și domnilor, dragi colegi, îmi face mare plăcere și onoare să fim aici în această întrunire. Știu, președintele Litvin nu a venit azi, dar am avut ocazia să vorbesc cu el ieri și știu că el este angajat să reușească în acest proiect.
între aceste luări de cuvânt foarte substanțiale. Eu voi vorbi foarte puțin. Sigur că Republica Moldova este un partener strategic pentru Polonia și țara, și Moldova este țara printre cele, printre primele care primesc cel mai mult ajutor de securitate. Mă bucur că cooperăm activ cu oficiul local a Fondului de Solidaritate și în câteva minute acest proiect se va, va fi descris, dar eu voi spune doar văd niște persoane pe care le cunosc, care sunt lideri în Moldova și ei deja știu rețeta pentru succes. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Acum voi citi. Voi citi. Voi continua cu citind scrisoarea sau cuvântarea domnului Litvin. Mă bucur că putem să oferim acest ajutor din partea Fondului de Solidaritate și azi lansăm oficial acest proiect, care este cel mai mare proiect de Fondul de Solidaritate finanțat de UE. Îmi face mare plăcere, dar simt și responsabilitatea pentru îndeplinirea unui proiect de asemenea învergură. Știm că acest proiect este important pentru Moldova, dar contribuie și la reziliența regională. Moldova a fost un partener bun, important pentru UE 10 de ani, și cunoaștem prioritățile țării în care în Polonia ajută în dezvoltare. Fondul de Solidaritate a Poloniei activează Moldova de peste 10 ani, a acoperit mai mult de 50 de localități din Moldova cu investiții de diferite mărimi, a ajutat la implementarea câtorva reforme la nivel central. Și se face cooperare cu diferite domenii, antreprenoriat, protecția civilă. Inițiativele noastre includ liderism UE din Fondul de Solidaritate, dar de asemenea și cu finanțare din partea USAID. Acum că am cuprins peste 50 de comunități rurale din Moldova, am trecut la dezvoltarea altor aspecte, de exemplu, dezvoltarea sistemelor anti-incendiare din Moldova. Noi sprijinim de asemenea Ministerul Afacerilor Interne cu diferite cursuri de instruire și fondul este prezent în Moldova cu diverse inițiative. Fondul de Solidaritate implementează dezvoltare, componenta de dezvoltare rurală a UE. Săptămâna viitoare vom începe alt proiect susținut de UE pentru întreprinderile mici și mijlocii cu privire la eficiența energetică acestora. Menționez aceste proiecte ca să înțelegeți ce face Fondul de Solidaritate. Noi suntem parteneri cu toți dintre dumneavoastră, dar vreau doar să subliniez că Fondul de Solidaritate are experiența, prezența și capacitățile pentru proiectul EU for Resilience. Proiectul acesta se confruntă cu provocări
Totuși, Fondul de Solidaritate Polonez ajută la dezvoltarea cooperării. Noi dorim ca abordarea aceasta să continue. Lucrul nostru se bazează pe dezvoltare și cooperare pentru comunități reziliente. Abordarea noastră este să lucrăm mână-mână cu comunitățile locale, să vedem care sunt nevoile acestora, să îmbunătățim încrederea oamenilor, dar de asemenea să folosim dialogul pentru proiectarea și implementarea politicilor publice, ca să avem societăți parteneri. Noi credem că ne bazăm pe abordarea de solidaritate internațională și aceasta ne împuternicește, ne face mai puternici atât pentru noi cât și pe Moldova, să fim mai siguri și mai rezilienți. Vrem să împărtășim experiența noastră. Noi credem că strategiile poloneze în crearea unui stat sigur va ajuta Moldovei să meargă pe calea accederei UE și de asemenea aducem în acest proiect know-how și experiența din alte proiecte a țărilor membre care poate fi de importanță pentru Moldova și noi sperăm că acest proiect va face o schimbare. Din partea mea vreau să adaug că este un proiect cam scurt și va fi destul de intens, dar cum a spus președintele câteva minute în urmă, noi suntem pregătiți și suntem gata să facem aceasta. Vă mulțumesc foarte mult și acum voi lua funcția de moderator. Trecem la prezentarea proiectului propriu-zis. Îmi face plăcere să dau cuvântul domnului Nicolae Soloviov, manager de proiect din oficiul nostru. Despre NATO prezentare, colegul meu, Cristina, o să vă descrie componentele principale și am să continu cu prezentarea în limba română, că aveam echipament pentru traducere. Sau, de fapt, instituția care va implementa proiectul propriu-zis este Solidarity Fund în Moldova. Câteva cuvinte despre obiectivele noastre și ce ne propunem să facem sau să realizăm pe proiectul dat. Deci, obiectivul nostru de bază este creșterea rezilienței Republicii Moldova la situații de criză și la potențiale amenințări de securitate. Și acest obiectiv principal noi planificăm să-l atingem prin două obiective specifice, și anume, prin consolidarea capacităților instituțiilor statului de a proteja infrastructura și de a acționa în situații de urgență la nivel central pe de o parte, iar pe de cealaltă parte să creștem reziliența instituțiilor sau comunităților locale. Deci proiectul nostru va interveni la două nivele, la nivel central și la nivel local, în așa măsură ca noi, dezvoltând capacitățile, investind în infrastructură,
și stabilind mecanisme de cooperare, să creăm capacitățile necesare sau să dezvoltăm capacitățile în așa măsură ca entitățile la nivel central și la nivel local să aibă suficient capacitate pentru a răspunde sau a face față situațiilor de criză. Acum, deci, câteva cuvinte despre modul sau abordarea noastră, cum noi, de fapt, vedem procesul de schimbare situației date în Republica Moldova. Deci, prin investițiile realizate din cadrul proiectului nostru, prin activitățile de dezvoltare a capacităților, prin stabilirea cooperării între instituții la nivel național, a cooperării și a comunicării la nivel național și la nivel internațional, și la fel, prin susținerea financiară, noi ne așteptăm ca Republica Moldova să devină mai rezilientă, mai puternică și mai pregătită pentru a face față situațiilor de criză. Deci, anume prin implementarea acestor activități, noi ne așteptăm ca să aibă loc o schimbare în paradigmă sau o schimbare în capacitatea Republicii Moldova de a face față situațiilor de criză, în caz de criză, și de a fi un stat mai puternic, mai pregătit și mai eficient. Iar acum ce ține despre faptul cum noi vedem implementarea fiecărei activități în parte. Deci, prin dezvoltarea capacităților beneficiarilor finali, prin training-uri, prin workshop-uri, prin participare la expoziții tematice, prin stabilirea contactelor la nivel național și internațional, noi vom crește capacitățile instituțiilor beneficiarilor finali. Ce țin de investiții, noi vom construi și vom reconstrui edificii tehnice specializate, în special stații de pompieri. La fel, noi vom implementa proiecte de revitalizare urbană pentru autoritățile publice locale și noi vom finanța achiziția de echipament specializat pentru întreprinderile municipale. Iar ce țin de finanțare, noi vom oferi granturi pentru introducerea noilor tehnologii, atât pentru două grupuri de beneficiari, atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și acum, de fapt, despre buget. Care este bugetul nostru, cum noi utilizăm să-l utilizăm și cum noi, de fapt, planificăm să realizăm principalele activități ale proiectului nostru. Deci, cum am spus anterior, noi avem un buget de valoare de 95 milioane, iar majoritatea acestea este direcționată către investiții și achiziții de echipament. Deci, pentru investiții, noi planificăm 64% din bugetul total al proiectului, iar adițional, pentru achiziția de echipamente, ne planificăm 70% din bugetul total al proiectului. Deci, cumulativ, practic, 81% din bugetul total al proiectului va merge către investiții, către achiziția de echipament, pentru beneficiarii finale a proiectului. Cea mai mare parte a proiectului noi planificăm bugetul cel mai mare a proiectului planificăm să-l utilizăm în primul an de activitate sau în primele 12 luni de activitate a proiectului și deja cealaltă parte în următoarele 6 luni sau deja pentru anul viitor. În continuare, aș vrea să dau câteva cuvinte despre partenerii de bază a proiectului, partenerii și beneficiarii proiectului. Deci, Ministerul Afacerilor Interne și, în special, agențiile subordonate acestea sunt principale beneficiari a proiectului. Însă noi avem activități specifice și cu alte ministere, și cu Ministerul Infrastructurii, și cu Ministerul Agriculturii, cu toate ministerele și cu toate agențiile subordonate. Noi vom stabili un mecanism de comunicare și consultare directă, în așa măsură ca, la maxim, activitățile noastre să răspundă necesităților beneficiarilor finale. Și aici aș vrea să spun că, începând cu săptămâna viitoare, noi deja vom stabili ședințe bilaterale cu subiecte tehnice, cu toate instituțiile, cu toate agențiile, în așa măsură ca, colectând feedback-urile cu privire la necesitățile directe a fiecărei agenții, activitățile noastre să răspundă în maxim necesităților lor. Și în așa măsură ca noi să implementăm un proiect care să răspundă, în primul rând, necesităților, iar într-al doilea rând, anume să aibă un impact pozitiv asupra obiectivul nostru de bază. Cum am spus, cu fiecare instituție, noi vom coopera în baza celor patru componente de bază. Deci, cu Ministerul Interne, noi vom coopera pe subiectul echipării cu echipamentul necesar a instituțiilor și subordine, pe subiectul achiziționării de tehnic specializate, pe construcția și reconstrucția stațiilor de pompieri voluntari și pe subiectul elaborării soluțiilor IT, care vor fi IT specializate, care vor fi puse în funcțiune, în special pentru comunicarea între instituțiile subordonate a Ministerului. Sunt din Ministerul Infrastructurii, ne vom coopera pe domeniul finanțării proiectelor de revitalizare urbană, iar cu Ministerul Agriculturii, noi vom coopera pe domeniul
finanțării și modernizării lanțurilor valorice a companiilor din sectorul agricol. Colega mea, Cristina, mai detaliat va vorbi despre activitățile implementate și despre fiecare componentă în special. Acum câteva cuvinte despre rezultat. Domnul ministru Efros a menționat câteva rezultate care sunt așteptate în cadrul proiectului nostru. Eu voi mai menționa câteva. Deci noi ne planificăm ca la sfârșit de proiect să avem 20 de stații de pompieri moderne, dintre care 10 să fie construite de la zero, iar alte 10 să fie reconstruite și modernizate. Noi vom echipa 350 de pompieri cu echipamente de protecție individuală. Noi vom implementa 5 proiecte de revitalizare urbană. Vom dota 10 întreprinderi municipale cu echipamente specializate. Vom finanța modernizarea a 20 de întreprinderi și cel mai important, sau una din componentele importante este vom implementa 5 proiecte de Smart Village pentru autoritățile publice locale. În cazul dat, noi vom susține autoritățile publice locale în întreg proces sau în întreg proces de elaborare strategiilor de Smart Village și punerea acestora în acțiune. Însă, pe toate aceste activități, noi avem și o activitate transversală care este focusată pe mediatizarea activităților. Deci, în cadrul proiectului, o activitate transversală sau cross-sectorială care va fi implementată, va cuprinde tot ce ține de mediatizarea, informarea și promovarea activităților proiectului. În cadrul proiectului nostru, noi vom implementa campanii media, în special focusate pe promovarea activităților proiectului, însă, la fel, una din activitățile proiectului ține de promovarea valorilor europene sau promovarea procesului a beneficiilor în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deci, în cadrul activității date, noi deja implementăm două subactivități. Prima subactivitate este campania de informare cu privire la beneficiile aderării la Uniunea Europeană. Deci, pentru această activitate, noi deja am filmat câteva videoclipuri în România și în Polonia. În aceste videoclipuri, protagoniștii originari din aceste două țări ne povestesc despre schimbările sau beneficiile aduse de aderare la Uniunea Europeană. Deci, acești protagoniști din diferite domenii de activitate, din domeniul medical, din domeniul anticorupție, din domeniul protecției civile sau sectorul agroindustrial, au povestit cum procesul de aderare sau, de fapt, aderarea la Uniunea Europeană propriu-zisă a impactat pozitiv asupra domeniului lor de activitate, având o abordare pro-aderare și post-aderare la Uniunea Europeană. O altă subactivitate care o realizăm în colaborare cu un grup de jurnaliști locali vizează retarea procesului sau practicii de aderare a Poloniei la Uniunea Europeană. Noi am identificat un jurnaliști care scriu pe diferite subiecte, pe subiecte economice, sociale, politice, iar aceștia vor elabora materiale media specializate pe profilul lor de activitate, în special menționând despre procesul de aderare a Poloniei la Uniunea Europeană. Această echipă de jurnaliști deja se află în Varșovia, iar noi ne așteptăm ca în timpul cât mai apropiat deja să fie livrate materiale media, iar noi să putem prezenta publicului. În încheiere aș dori să dau câteva cuvinte despre calendarul activităților. Deci proiectul a fost aprobat în primăvara acestui an, iar activitățile de implementare au fost deja inițiate. Din luna iunie noi suntem în fază de implementare a proiectului. În perioada iunie-august activitățile au fost concentrate pe elaborarea documentației tehnice și pe identificarea potențialilor beneficiari, la fel pe stabilirea discuțiilor sau a dialogului cu agențiile de suport din ministerele cu care cooperăm. Sistem de activități de monitorizare și evaluare, noi le implementăm, sau noi de fapt avem grijă ca ele să fie permanent implementate. Despre aceasta ne vom vorbi mai detaliat atunci când vom stabili steering committee și vom discuta acest subiect. La moment, având în vedere că implementăm proiectul fără careva rețineri, sperăm ca proiectul să fie implementat cu succes conform calendarului stabilit, adică până în noiembrie anul viitor să reușim să ne atingem obiectivele și să implementăm toate activitățile. Cam asta este din partea mea și eu acum aș vrea să transmit mai departe prezentarea colegii mele Cristina, deja care propriu-zis pe activități va povesti mai mult. Cristina, te rog.
Bună ziua! Onorată astăzi să prezint activitățile proiectului. Este un proiect complex, un proiect care vizează colaborarea cu tare multe instituții de stat, colaborarea cu comunitățile locale, iar activitățile care ni le-am propus sunt și ele diverse, multiple și vor presupune un efort comun atât al organizației noastre cât și a tuturor ministerilor reprezentative și a instituțiilor de stat. Și acum că avem deja o imagine generală despre proiect, vă invit să ne aprofundăm și să mergem ușor, ușor prin fiecare activitate care ne-a planificat-o. Toate activitățile proiectului am încercat să le structurăm în patru componente principale. Cea de-a întâia componentă este dedicată securității interne. Aceasta presupune colaborarea intensă cu Ministerul Afacerilor Interne și cu toate instituțiile subordonate Ministerului. Este o activitate care vine să consolideze capacitățile instituțiilor statului de a proteja infrastructura critică, de a identifica și contracara potențiale amenințări și de a gestiona situațiile de urgență. După cum vedeți și în slide-ul de aici, activitățile planificate țin atât de renovări, dotări cu echipamente, cât și de creșterea capacităților pentru instituțiile subordonate Ministerului. O activitate planificată ține de renovarea centrului de formare din Dinamo. Vorbim despre centrul care este dedicat pentru pregătirea fizică și de foc al efectivului organelor afacerilor interne. În cadrul acestei activități ne propunem să renovăm tirurile cu piste și galerii de tragere. Mai exact vorbim despre două tiruri de tip închis și un tir de tip semideschis. Programul de creștere a capacităților este o altă activitate. Vizează instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne și se va desfășura în domenii precum mecanisme de comunicare, infrastructură critică, integritate și anticorupție și altele. Totodată vom munci de comun, bineînțeles, la crearea mecanismului de comunicare în situații de criză și pentru infrastructura critică. Și pentru ca acest mecanism să fie pe deplin funcțional, se urmărește crearea cadrului regulatoriu și funcțional, precum și integrarea acestui mecanism de comunicare într-un sistem software, de fapt sistemul actual al Ministerului. Acest sistem, așa numitul ITC-COC, urmează a fi extins și dezvoltat. La moment, sistemul este funcțional la Poliția de Frontieră, dar se dorește integrarea tuturor instituțiilor de subordine și, bineînțeles, aceasta va eficientiza procesul de planificare a misiunilor și a sarcinilor, de gestionare a personalului, de comunicare, acces la date și altele. O altă activitate planificată ține de dotarea Ministerului și instituțiilor sale subordonate cu echipamente de intervenție și protecție. Mai exact, va fi asigurat un camion multifuncțional pentru IGSU, echipament de protecție pentru echipele de intervenție, vor fi livrate instruiri pe diferite tematici, precum tematici ca prim ajutor medical, intervenții la înălțimi mari, așa numitele tactici negre și altele. Și chiar dacă astăzi suntem oficial la evenimentul de lansare, activitățile ușor-ușor au început să prindă contur și primii pași au fost realizați. Dacă vorbim de mijlocii de această componentă, a fost lansat un apel în care s-a propus identificarea companiei care va realiza proiectul tehnic pentru renovarea celei prime activități, renovarea centrului de formare Dinamo și urmează în curând deja să semnăm un contract cu o companie care va face această prima activitate necesară pentru lansarea celorlalte activități. Acum cred că putem avansa. Dacă să vorbim despre buget, avem un buget de 2.155.000 de euro planificat pentru activitățile despre care am vorbit ceva mai devreme.
Cea de-a doua componentă, protecție civilă, prevede îmbunătățirea sistemului de protecție civilă la nivel local, nenijucit prin mărirea numărului de pompieri, a posturilor de pompieri voluntari. Acest lucru va permite ca comunitățile să poată interveni în situații pentru prevenirea riscurilor, cât și pentru realizarea primelor intervenții în situații de urgență până la sosirea echipelor atestate ale EGSU. Implementarea cu succes a proiectului va permite extinderea rețelei posturilor de pompieri voluntari de la numărul de 25 la numărul de 35, deci acum la moment în țară sunt 25, respectiv după crearea 10 noi posturi de pompieri voluntari, vor fi 35 în total. Va contribui la creșterea capacităților prin dotarea cu echipamente de intervenție și comunicare, precum și la ridicarea gradului de profesionalism al pompierilor implicați, al pompierilor voluntari. Deci, activitățile planificate țin de construcția a 10 noi posturi de pompieri voluntari, alte 10 posturi existente în țară vor fi renovate și astfel comunitățile vor putea interveni, reacționa în acele situații de urgență la nivel local. Se vor achiziționa echipamente de stingere a incendiilor pentru aproximativ 35 stații de pompieri voluntari. Totodată vor fi organizate și vizite de studiu. Se planifică în 5 țări organizarea acestor vizite de studiu. Țări în care, oarecum, sistemul este deja definit, clar, și putem prelua niște experiențe bune aici, pentru a le reduce în Moldova. Ar fi țări precum Polonia, Austria, Germania, Republica Cehă, urmează a fi definite exact aceste vizite. Vor fi livrate instruiri în baza curiculei adaptate la standardele UE pentru cel puțin 100 de pompieri voluntari și, bineînțeles, pentru a crește gradul de conștientizare, pentru că cunoaștem că rolul, funcția, poziția de pompier voluntar este una puțin cunoscută și e important să vorbim cât mai mult despre aceasta. Ne-am propus în cadrul proiectului să desfășurăm o campanie de creșterea gradului de conștientizare referitor la pompierii voluntari și va fi organizată o campanie națională de informare care va cuprinde și un festival. În curând vom reveni cu detalii și sperăm să ne onorați cu prezența la acest festival. Deci, din toate activitățile planificate deja, putem menționa că unele sunt în desfășurare. Deci, prima activitate care a fost demarată ține de crearea de posturi de pompieri voluntari în 10 localități. De curând a fost încheiat apelul pentru identificarea celor localități. Au fost interes în mai multe comunități, asta ne-a bucurat. Și astăzi avem preselectată o listă de 10 localități în care urmează să fie construite aceste posturi de pompieri, dar nu înainte de echipa noastră să meargă în teritoriu pentru acele vizite finale. Și atunci vom desemna oficial acele localități selectate pentru construcția a 10 posturi de pompieri voluntari. Bugetul planificat pentru această activitate este de 2.360.000 și 250 de euro, deci un pic peste 2 milioane de euro. Cea de treia componentă, aș vrea să vorbesc despre reziliența urbană. Deci ea este dedicată colaborării cu orașele din Republica Moldova. Așa cum s-a menționat și mai devreme, pe lângă instituțiile statului ne propunem să conlucrăm strâns cu comunitățile locale și vom conlucra cu orașele și cu satele din țară. Pentru componenta de reziliență urbană se urmărește creșterea capacităților comunităților locale, autorităților publice centrale și a celor locale, care sunt responsabile de politicile de dezvoltare regională și locală, de a gestiona eficient fondurile din sursele UE. Totodată se dorește consolidarea capacităților tehnice ale orașelor de a răspunde prompt
și eficient la situațiile de risc potențial. Activitățile planificate în cadrul acestei componente vizează atât acordarea de granturi pentru orașe, cât și consolidarea capacităților, iar pentru întreprinderile municipale este prevăzută dotarea cu echipament tehnic pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale. Revitalizarea urbană este una din acele activități. Probabil mai mulți dintre dumneavoastră sunteți cunoscuți cu acest concept care se implementează de ceva timp în Republica Moldova. Ca parte a proiectului, 5 orașe vor implementa proiecte de revitalizare urbană. Cunoaștem conceptul ăsta, vine să stimuleze dezvoltarea orașelor, în special a celor zone care sunt defavorizate, respectiv prin implementarea proiectelor de revitalizare urbană, orașele vor putea face schimbare și să-și consolideze oarecum capacitatea. Și în cazul acestei activități a fost desfășurat deja primul apel pentru a identifica localitățile ce vor fi implicate și vor primi finanțare pentru implementarea acestor proiecte de revitalizare urbană. Urmează în curând să vedem cine vor fi selectați pentru implementarea acesteia. Interesul a fost unul sporit. 16 localități, 16 orașe și-au depus dosarele, dintre care 5 vor fi selectate și ulterior vor implementa. Intervenții de infrastructură socială, fizică, de mediu și altele. În cadrul acestei componente este planificată și partea de testare a programului de consolidare a capacităților pentru autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat o curiculă, o programă, un program complex de instruiri, care până prezent nu a fost încă testat pe deplin. În cadrul proiectului ne propunem să testăm acest program de instruiri, care este compus din două elemente de bază. Este dedicat, prima parte este dedicată pentru autoritățile publice centrale și altul pentru autoritățile publice locale. Deci, ca parte a programului pentru autoritățile publice centrale, vor fi desfășurate instruiri pe subiecte precum politica de dezvoltare regională a UE, politica de coeziune, fondurile structurale și altele, iar pentru autoritățile publice locale, tematica instruirilor va cuprinde managementul eficient al proiectului. După testare, se anticipează că acest program de instruiri va fi multiplicat și în continuare, în următorii ani, va deveni o rutină, să zic așa, pentru toți cei implicați în dezvoltarea orașelor. În ceea ce privește sprijinul planificat pentru întreprinderile municipale, se vor achiziționa echipamente tehnice pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale pentru aproximativ 10-12 întreprinderi. Și bugetul planificat pentru această componentă, ce cuprinde toate activitățile despre care am vorbit, este de 1.500.000 de euro. Și, într-un final, merg la cea de-a patra componentă, componenta de dezvoltare rurală, deci ea vizează comunitățile rurale și presupune creșterea rezilienței comunităților rurale prin intermediul conceptului de state inteligente și prin dezvoltarea lanțurilor valorice agroalimentare reziliente. Așa cum complexitatea provocărilor cu care se confruntă Moldova necesită o abordare mai complexă, o abordare mai inovatoare, conceptul de state inteligente vine să răspundă oarecum la această necesitate și la această, este exact o astfel de abordare, o abordare inovatoare care răspunde sau găsește soluții pentru provocările din contextul local. Împreună cu un expert internațional vom încerca să vom oferi suport pentru 5 localități rurale în dezvoltarea strategiilor de state inteligente, pentru că de aici pornește totul, de la viziune și înțelegerea contextului local, și ulterior aceste strategii vor fi implementate.
Prin absolut diverse proiecte, proiecte economice, de mediu, sociale, astfel încât la cele provocări locale care au fost identificate să se găsească soluții inovatoare, soluții care ulterior vor putea fi multiplicate și în alte localități din Republica Moldova. După cum am menționat, vor fi acordate 5 granturi în valoare de 80.000 de euro per localitate, nemijlocit pentru aceste proiecte inovatoare. În mare parte, proiectele includ și componentă digitală, ceea ce este o inovație pentru Moldova. Tot în aceste 5 localități vor fi instalate și parcuri fotovoltaice cu o capacitate de până la 200 de kW/h. Și ultima activitate la care aș vrea să mă refer ține de dezvoltarea lanțurilor valorice agroalimentare. Cunoaștem că este o problemă în Republica Moldova, partea de procesare, materia primă este vândută spre export, iar lanțurile valorice sunt acea soluție care ar putea contribui enorm la dezvoltarea locală. Și atât în cadrul proiectului vom finanța 20 de antreprenori pentru dezvoltarea infrastructurii de procesare, astfel încât materia primă fie procesată și transformată în produs finit și ulterior astfel să contribuim la dezvoltarea comunităților locale. Bugetul planificat pentru această componentă este de 1.750.000 de euro și în încheiere, pentru ca să o facem frumos după prezentarea componentelor, vreau să menționez colegii care vor fi implicați. Pentru fiecare componentă avem o persoană responsabilă care va coordona aceste activități. Toți sunt prezenți aici astăzi la eveniment. Sperăm să avem succes, să ne reușească ceea ce ne-am propus și să avem o colaborare frumoasă cu fiecare dintre dumneavoastră, pentru că aici, în mare parte, sunt invitați cei cu care vom avea strânsă colaborare și vom conlucra pentru a atinge acele obiective care le-am propus împreună. Vă mulțumesc! Thank you, Nicolae and Christina. I think now the project is very clear to all participants. We are slightly behind the agenda, but still we have discussion foreseen. So with the permission of our distinguished guest, we will continue. I will restructure a little bit the discussion to simplify and to get Împreună aveam câțiva participanți care au cerut cuvântul înainte de întrunire ca să-și împărtășească experiența. Deci voi da cuvântul acestor persoane, președintelui CALM, Tatiana Balan, și după aceasta Maria Manole va avea cuvântul. Autorităților publice locale, numele Congresului, autorităților locale, noi salutăm inițierea și implementarea acestui proiect foarte important pentru Republica Moldova, pentru orașe și sate. În opinia noastră considerăm că este un proiect foarte necesar, mai mult ca atât, ascultând astăzi prezentarea acestui proiect, spre aprecierea noastră este că este și componenta dezvoltării economice și iată în această coeziunea, noi salutăm proiectul și zicem că în acest pas, în acest drum al Republicii Moldova spre integrarea în spațiul european, noi, comunitățile locale, inclusiv și cele municipale, ne dorim foarte mult să dezvoltăm, să impulsionăm, să ridicăm capacitățile și calitatea serviciilor locale pentru cetățeni. Sper să fie un proiect foarte reușit și cunosc deja, cunoaștem cu toții pașii și acest proiect minunat. Mai mult ca atât, că sunt prevăzute toate
domeniile de intervenție, inclusiv și mediatizarea acestora. Pentru noi, cei din administrația publică locală, este necesar ca cetățenii noștri, beneficiile acestui proiect să fie simțite de cetățeni. Și sigur că această abordare nouă și foarte interesantă pentru autoritățile locale, împreună cu Ministerul de Interne și ținite intervenția noastră comună în cazuri de urgențe, inclusiv și cu situația războiului și în situația calamităților naturale și în situația în care seceta bântuie prin Republica Moldova, ca niciodată avem nevoie de aceste servicii de calitate, servicii de intervenții la nivel local. Noi salutăm și mulțumim partenerilor de dezvoltare, mulțumim pentru acest aport, pentru acest sprijin și sigur că noi, cei din Congresul Autorităților Locale, dorim ca să replicăm împreună cu Ministerul de Interne și cu toți partenerii noștri, inclusiv cu echipa profesionistă de intervenții, de urgențe, pe lângă Ministerul de Interne, să putem să asigurăm cât mai multe beneficii pentru cetățeni și calitate, dar și să putem crește replicând și pentru alte comunități aceste bune practici. Să fie cu un început bun și sper să, în cadrul acestui proiect, să avem o cooperare interactivă cu toate instituțiile statului, inclusiv cu autoritățile locale și, dacă tot vorbim de pompieri voluntari, să avem o experiență bună pentru a consolida comunitățile și cetățenii noștri la nivel local prin participarea în cadrul acestui proiect și acestor servicii de intervenție. Vă mulțumim mult și să fie cu succes pentru toată lumea. Bună ziua, eu sunt primarul satului Subrești, Traianul Stășeni, mă numesc Maria Manoli. Și aș vrea să vorbesc în continuare despre faptul că în localitatea Zubrești a fost construit, să nu este încă recepția finală la construcția postului de pompieri voluntari, pentru că noi suntem beneficiari în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților Protecției Civile în Republica Moldova, care considerăm că suntem un post de pompieri voluntari. Deci aș vrea să vorbesc ce înseamnă acest post de pompieri voluntari pentru localitatea mea, și m-aș axa pe următoarele domenii. Deci, în primul rând, cu siguranță că în localitatea Zubrești s-a construit o nouă infrastructură, ce ține de postul de pompieri voluntari și avem și mașină de pompieri care a primit o donație de la partenerii noștri din Polonia. Însă, nu înseamnă acest post de pompieri numai construcția sau edificiul care este construit, dar înseamnă mult mai mult, pentru că, așa cum s-a menționat, este foarte important că în acțiunile de protecție civilă să fie implicată toată comunitatea și noi credem, cu siguranță, că acest post de pompieri va motiva și va influența pozitiv implicarea cetățenilor în acțiunile de protecție civilă, pentru că în localitățile rurale, cu siguranță că sunt incendii, nu ni le dorim, dar ele sunt, mai ales cele de vegetați. Și noi la Zubrești am observat că oamenii cumva aici nu rămâne diferent și asta ne bucură. Postul de pompieri voluntari înseamnă coeziunea în jurul unei idei de voluntariat, pentru că noi ca popor avem cumva acest voluntariat, numai nu era numit din istorie, din tradiție, așa, dar eu sper că faptul că avem ca premise dezvoltarea antreprenoriatului ce ține de istorie și tradiții locale, va face ca localitatea să fie unită în jurul acestei idei. Vreau să menționez că acest post de pompieri voluntari nu este numai pentru localitatea Zubrești, dar este un post teritorial care va presta servicii pentru 4 localități, și anume Zubrești, Recea, Chireanca și Voinova, care avem hotare comune. Foarte important că noi o să încercăm, prin cadrul postului de pompieri voluntari, să desfășurăm activități care va genera conectarea asta între generații, pentru că ne dorim să fie implicați în activități de instruire, conștientizare, de simulare activităților practice și tânăra generație. Și asta va face posibil ca fie realizat acest dialog între generații și cumva această tradiție de promovare a voluntariatului să fie transmisă și celor care sunt acum la moment copii.
Postul de pompieri voluntar ne oferă premiză de învățarea bunilor practici. Eu spun asta bazat pe fapte, pentru că careva persoane din localitatea noastră au participat la instruiri în Polonia, și eu am avut câteva vizite de studiu și aceste bune practici pot fi preluate și de la colegii noștri din alte state și respectiv la cei care au de acum experiență în domeniul acestui serviciu și de Republica Moldova. Și pe această cale vreau să mulțumesc. Eu sunt sigură că fiind dezvoltat conceptul de post copil voluntar în Republica Moldova, va fi creată și o rețea acestor posturi. Și asta, cu siguranță, va contribui și la creșterea capacităților atât a pompierilor voluntari, cât și a noastră ca administrație publică locală și ca cetățeni, până la urmă, a Republicii Moldova. Și vreau să mai menționez un fapt, că eu consider că posturile de pompieri voluntari au contribuit la creșterea nivelului de bunăstare și la sentimentul acesta de stare de bine. Și de ce spun așa? Pentru că omul este, se simte bine atunci când este în siguranță și eu, fiind într-o vizită de studiu în Polonia și vizitând mai multe posturi de pompieri, cumva nu înțelegeam ce face polonești să fie atât de uniți și mândri cât ei sunt pompieri voluntari. Și am gândit și am întrebat ce stă la istoricul formării sau inițierii acestor posturi de pompieri pentru polonești. Și argumentul a fost că ei s-au unit în jurul acestei idei de voluntariat pentru a-și apăra țara. Și asta îi face ca să fie un bun exemplu și cu adevărat să fie mândri de faptul că sunt pompieri voluntari. Și eu sunt sigură de faptul că noi vom dezvolta și în Republica Moldova acest concept și oamenii atunci când vor avea posibilitate să interacționeze, să socializeze, indiferent de vârstă, profesie, ocupație, statut, atunci starea asta de bine va crește. Și noi, eu îmi doresc, ca peste o careva timp, să fim și noi mândri de faptul că suntem pompieri voluntari și din experiența noastră, Republicii Moldova, în calitate de pompieri voluntari, să vedeți și alte state. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Să am și o mică intervenție. Doamna Maria și Zubrești ne-au ajutat, de fapt, să înțelegem că proiectul care l-am inițiat în 2022, Consolidarea Capacităților de Protecție Civilă, este unul fezabil pentru Republica Moldova. Deci, posturile de pompieri voluntari urmează a fi multiplicate, iar ne dorim ca Zubrești să fie unul din localitățile în care redirecționăm toți primarii din țară. Da, de fapt, ne dorim să fie și este deja un bun exemplu pentru noi, Zubrești. Mulțumesc mult, doamne, pentru prezența la eveniment. Iar aș for this experience from previous beneficiaries of similar activities. So now we believe that this project is going in the right direction by trying to multiply the effect made already so far. I have one more person who volunteered to speak, Ms. Patricia Varzari from National Rural Development Network, and she will try and explain how innovative instruments such as Smart Village can trigger and reactivate mechanisms and actively build resilience in rural communities. Yeah, the floor is yours, but please try to be brief. Mare, să zic eu așa, pentru și atât de necesar și critic pentru Republica Moldova, cu toate că pe partea de... ne bucurăm foarte mult că se menține în continuare și componenta de dezvoltare economică locală, care este foarte necesară. Așteptăm cu toții rezultatele să vedem până la urmă care sunt localitățile care au fost selectate ca să beneficieze de acest suport în dezvoltarea strategiilor smart
pentru comunități. Cu speranța că printre aceste localități sunt și cele care fac parte din grupurile de acțiune locală, fiindcă de foarte mult timp ne dorim ca proiectele care sunt implementate prin intermediul grupurilor de acțiune locală să-și sporească caracterul inovativ al proiectelor pe care le au. Ca până la urmă să se întâmple acea transformare și modernizare a mediului rural cu efort, să zic așa, și de timp, dar și de resurse financiare minim, să avem grijă cum folosim resursele ca să lăsăm și celor care vin, generațiilor care vin din urma noastră să aibă și ei resurse pe care să le valorifice, să nu fim consumatori, așa să zic, cumva, fără a avea grijă de generațiile care vin. Cel mai mult ne bucurăm că RNL va face parte din acest proces și va facilita procesul în cadrul comunităților care vor fi selectate. Sperăm foarte mult că prin aceste inițiative va crește calitatea vieții la nivel local. Și o parte la fel de importantă este că în cadrul grupului de acțiune locală deja o parte, capitalul social este creat, galurile știu cum să lucreze pe partea de cooperare, cum să stabilească cooperări, cum să implementeze proiecte. Deci, vă doresc echipei Solidarity Fund mult succes în implementarea acestei inițiative frumoase și necesare pentru Republica Moldova. Mulțumesc! Yeah, thank you very much. So we now still have some time for open discussion. So whoever have any views on how you see yourself in the project, how you see this project as responding to your needs, whatever other comments you may wish to do, you may wish to make, please, the floor is open. Okay, this is a time saver then. So, I mean, if our distinguished guests have nothing to add at this point, no, right? Yeah, sure, of course. If I may, thanks a lot. Starting from the very beginning, from the welcome speech of President Litvin over the description of the project. Proiectului sau început cu comentarii din partea autorităților care am avut și despre voluntari. Vorbim, cum ne-a spus și doamnele din Zubrește, voluntarii pompieri nu sunt doar pompieri, nu se ocupă doar cu incendiile, eu nu sunt expert, dar vom avea o combinație de diferite tipuri de expertize, dar aceasta va fi nu doar adică vor fi și centre culturale, sociale, se organizează tot felul de activități. Este ca un fel de forță motrice în coeziunea oamenilor, să mențină oamenii activi, pentru că nu aveți chiar în fiecare zi incendii sau calamități naturale, de aceea vor fi organizate și alte activități. Acum trecem la cuvântul de închidere. Este un lucru ce nu am discutat, dar vom vorbi, adică crearea unui comitet de supraveghere a proiectului care ne va ajuta să monitorizăm proiectul și în luarea unor decizii importante, deoarece acest proiect se presupune că va fi flexibil, deși avem planuri, totuși va fi flexibil, va răspunde la nevoile dumneavoastră în fiecare moment a proiectului. Și alt principiu este abordarea participativă, adică nu noi conducem acest proiect pentru dumneavoastră,
noastră, dar sperăm că vom conduce împreună proiectul acesta prin cooperare bună. Deci nu ezitați să veniți la noi cu comentarii în timpul proiectului, cu dorințe, cu doleanțe, cu comentarii, că comitetul de supraveghere sau de conducere se va întruni fiecare 6 luni, dar de asemenea va funcționa și online, de aceea nu așteptați până la următoarea ședință a comitetului, dar comunicați-ne problemele sau comentariile online și vor putea fi organizate și sesiuni online, ad hoc. De asemenea, va fi reprezentat și Comisia Europeană și fondul nostru și, de asemenea, instituțiile principale care participă în proiect vor fi reprezentate în acest comitet de conducere. De asemenea, grupuri de beneficiari vor fi membri acestui comitet. Ar fi bine să fie acolo și persoane care se află la nivel operațional, dar și la nivel decizional, adică autorități cu care am putea negocia și lua decizii importante. Vom trimite structura acestui comitet și vom merge în continuare cu discuția componenței. În esență, v-am spus tot, ultimul lucru, vrem foarte mult să cooperăm cu orice alte proiecte care se implementează în aceleași domenii. Deja am investigat, dar orice alte eforturi sau actori internaționali care au activități în acest domeniu sau planifică să aibă activități în curând. Nu suntem concurenți aici, nu vrem să împingem proiectul nostru și să-l dăm într-o parte pe celelalte, vrem să cooperăm cu altele, să schimbăm activitățile ca să nu ne suprapunem și să nu dublăm lucrul altora. Știm că ministerul gestionează foarte bine cooperarea donatorilor și au o listă impresionantă de activități de asistență și actori care oferă această asistență. Aceasta este foarte bine. Noi, de asemenea, suntem deschiși pentru cooperare cu toți acești actori, așa ca să chiar să facem o schimbare. Ca proiectul acesta să activeze fără să se suprapună cu alte proiecte, să nu dubleze eforturile altora, ceea ce ar însemna irosire de resurse. Dacă nu mai există alte comentarii sau cuvântări, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă rog, nu alergați imediat, pentru că vor fi niște gustări cam în 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc tuturor succese în implementarea proiectului și așteptăm cu plăcere la conferința de închidere a proiectului în care vom prezenta rezultatele. Vă mulțumesc foarte mult!